Cotele râului Crișul Alb au fost depășite, iar apa a ieșit din matcă încă de duminică seara. Mai multe terenuri agricole au fost afectate, drumuri, dar și câteva gospodării în curțile cărora a ajuns apa. Administrația locală a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență. La ora 6:30 am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și am inspectat terenul. Mai mult de atât, nu avem ce face. Intervențiile noastre nu s-au soldat cu nimic decât cu poze și cu o înregistrare de, pe care cred că ați văzut-o și dumneavoastră. Deci, la Lunca și Cărăstău, Țebea, Rișca, Risculița. Deci, valea cadastrată, Valea Znilului, a ieșit de aseară din jur de ora 22:30. Celelalte văi încă nu sunt probleme, doar Albia Crișului ieșită din matcă undeva de după Ribița înspre Cărăstău încolo și la Vața cred că e dezastru. Bă, drumul județean, doar terenurile sunt afectate. La Rișculița a intrat în două curți și la Rișca în două. De asemenea și drumul județean 762 este afectat și se poate trece acum doar cu mașini mari. La fel și drumul comunal 5 la Văleni, acolo unde sunt probleme. Poate să treacă prin ocolire pe la Tomești, deci nu e o problemă. Potrivit edilului, apa iese în continuare în creștere. Întrebat fiind dacă în zonă sunt diguri, edilul comunei a spus că nu sunt necesare. Au fost și ploaia puternică și în urma topirii zăpezii s-a întâmplat. Oare diguri acolo în zonă, aveți? Da, nu. Pentru ce să fie diguri? Că digurile n-au nicio treabă. Ei, problema e că dacă nu e dragat Albia Crișului, automat și toți afluenții care sunt în zona noastră sunt perpendiculari pe Albia Crișului. Noi am decolmatat de anul trecut albile afluenților și Valea Țebea și Valea Râșculița și Valea Baldovin și Valea Cărăstău și Lunca și tot ce e acolo. Deci acele sunt ape cadastrate care aparțin de Aba Crișul Oradea. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru depășiri ale cotelor de apărare pe Crișul Alb, valabil până mâine 21 februarie, ora 16:00.